Am rămas cu ea datoare. Da. Știți că o capră nu e ca o vacă, nu dă lapte cât 10 kg. Cât vrem noi. Da. Sunt capri, de exemplu astea bănățenii, dau la în jur de 5 litri, 4 litri și ceva de lapte, 5 litri. Ei, noi avem, nu-i nici bănățeană, nici, un fel de corcitură. La vreo 3 kg și ceva de lapte. La omul soare. La omul soare, da. Și facem, strângem laptele, dar nu facem numai din 6 kg dintr-o zi. Strângem 3 zile laptele, îl strângem și îl punem într-o oală, îl punem pe foc, dar să ajungă la temperatura camerei, la, să zicem, 30 de grade. Nu mai mult trebuie să ajungă laptele, să fie puțin călduț. Luăm cheag, cheagul știți cum este făcut, da? Animalele când le sacrifică de Paști, au înăuntru stomacelul ăla cu puțină brânză, pun, completează cu lapte, îl pune la uscat și acolo face cheag. Și s-o cotesc. Eu la rețeta mea am 12 litri de lapte, 5 linguri de cheag. Pun laptele la încălzit și iau 5 linguri de cheag. Da? Cheagul ținem într-o sticlă. Și punem cheag, 5 linguri. Și lăsăm acoperit cu capac și prosoape groase, da? Să mențină temperatura cu cheagul. Cam vreo jumătate de oră. După jumătate de oră, începem și o frământăm. O adunăm din zer. Și ea se alege. Mestecând în ea, ea se strânge, se adună și rămâi zero ăla. Și tot o strângem și avem anume o pânză din asta, băgăm pânza în oala cu zer și ea se urcă ca și oala acolo. Luăm o zăgână aia, o legăm și punem la scurs. Unde o puneți la scurs? Punem la scurs, prima dată o punem agățată, are undeva un pățișor, o punem agățată și se picuri ziama, zero din ea, iar după aia la uscat avem lesă. O leasă făcută din lemn, da. Da, și foarte rar, așa, bețișoare cât degetul, și rar așa, și agățată undeva de sus, grătar. Unde n-ajunge pisicul, unde n-ajunge ca un grătar. Da, dar nu are ce să intre, că după aia noi acoperim tot așa cu un tifon din ăla alb. Și punem acolo cașul și luscăm. Luscăm pe leasa aia. Nici mult, când dacă este cald afară, el se înnăcrește. Și trebuie uitat la el aproape în fiecare zi și el să nu se înnăprească sau să fie cald. Și cât stă acolo? 2-3 zile, depinde cât de uscat vreți dumneavoastră să fie. Da, cât de uscat. După aia îl luăm, îl feliem, îl tăiem felii, punem sare și mai ținem în frigider acum vara. Ca să putem să luăm câte o felie, mai mâncăm cu roșii, cu un castraveti, cu un pic de șuncă, mai avem. Dar pentru iarnă, îl tăiem doar în două sau în trei și îl punem în pungi și îl băgăm în ladă.